Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Campus.pi. Invitatul meu din această după-amiază este domnul Doru Brătulescu, administratorul Turism Briant, dar în același timp prietenul nostru al campusului și unul dintre puținii oameni cu care ne consultăm atunci când vrem să aflăm niște răspunsuri. Domnule Brătulescu, mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați acceptat invitația mea. Cer scuze că e vorba de ceva rece pe afară. Vă mulțumesc în primul rând că m-ați invitat. Am răspuns invitații ca de obicei. Le mulțumesc tuturor telespectatorilor care se uită la noi și la fel colegilor tăi care întotdeauna au fost pe fază și sunt și ne ascultăm unii pe alții pe aici. Ei, și pentru că vorbiți despre colegii mei, pregătisem o altă întrebare pentru începutul emisiunii, pentru că există riscul, domnule Brătulescu, din experiența mea anterioară. Știu că am șanse mari să vorbesc la început și la sfârșit, motiv pentru care profit așa un pic de începutul acesta. Iar aveam o altă întrebare pentru început, dar o schimb, pentru că, așa cum i-am spus colegul nostru Lucian din regie, a avut o remarcă absolut genială înainte de începutul emisiunii. Domnule Brătulescu, de ce nu v-ați făcut niciodată politician? Tata n-a făcut niciodată politică și a murit bine mersi în patul lui. La mine a fost o încercare, de fapt, dar cinstit, mi s-a mărit salariul. Aveam un salariu de vreo 13 milioane prin 96-97. 13 de adevărate, dar nu de... Dar bine, tot eu îi făceam. Eu îi făceam și trebuia să le dau la București o grămadă de bani ca să pot să iau salariul. Și a venit cineva la mine dacă vreau să... Și de acord. Și dar de mâine nu mai ai 13, ai nu știu cât, 19. Merge. Am încercat și la un dat m-am dat seama că totuși trebuie să o ia alții înainte. Eu aveam de lucru, aveam de scris, aveam de citit, aveam de învățat. Deci stai seama că le cam știam pe toate atunci la timpul ăla. Și am zis să mă dau la o parte. Și a fost așa de bine și frumos. Timpul nu-i trecut nici acum. Să știi că mai m-am luminat la cap. Am înțeles. Asta în loc de ce mi-ați răspuns înainte de începutul emisiunii. Da. Am înțeles. Ducându-ne către tema pe care mi-am propus... Și mai e o problemă. Bunicul meu a fost declarat chiar și n-a făcut niciodată politică. Și la prânz, când mânca pe câmp acolo unde era, stătea într-un genunchi. Se grăbea să mănânce mai repede ca să muncească. Și vindea vin. Avea în spate acolo o masă de aia de lemn, cu două canapele, și vindea vin. Lui Postică, lui Nodică, lui... Oamenilor din sat. Și mă lua după... Era mitită la așa și nu îi dădeam voie să mă mângâie pe spate, că mă zgâria. Și zice, uite, nepoate, clasa muncitoare, clasa politică. Ăștia sunt. Și mi-a arătat pe aia care erau la masa aia și care beau toată ziua. Da. Da. Sugestivă amintire. Aș vrea să facem un exercițiu de imaginație, domnule Brătulescu. Să zicem că ați fi acum, în momentul acesta, în 2022, un om de afaceri cu un capital serios și care ați vrea să investiți în județul Buzău. Către ce zonă v-ați îndrepta și în ce domeniu ați investi? Bineînțeles că mă atinge acolo unde știi că mă doare și bine faci. E vorba de, nu, normal, de turism, că asta fac de 1000 de ani. Și zona e clară care ar fi pentru mine. Valea Buzăului, care deocamdată este, după părerea mea, cea mai realizată zonă turistică din țară. Din țară, că zic eu că cunosc cam toate văile astea, pentru că are de toate. Deci nimeni nu a realizat o chestiune simplă. Are absolut de toate. Are toate îmbârligăturile naturii. Tot ce se poate numi plantă, tot ce se poate numi copac. A avut cel mai mare copac din țară, pe undeva, pe la Siriu, pe la Harțagu.
Deci nu discutăm vis-a-vis de potențialul care îl are. Eu am și scris, n-am documentat cartea, n-am scos-o încă, o am și tot lucrez la ea, să zic, poate al 30-lea an, chiar dacă mi-a fost copiată de cineva, dar n-a avut totuși îndrăzneala să dea drumul decât la anumite paragrafe. Și, domnule, noi am găsit cusuri. Oricum ai lua-o, orice ai vrea să-i faci, să-i găsești ceva anume. Nu, nu merge, nu ține. Și mai ales că se lipesc niște chestii, se lipesc fără să-ți dai seama, de exemplu, de calea asta spre Transilvania, șoseaua, deci de drumul DN10, să zicem așa, calea ferată și apa Buzăului. Sunt trei factori care, chiar dacă se dezlipesc ei pe aici pe acolo, tot se adună. Și fiecare a contribuit la rândul ei pentru cealaltă. Deci fiecare a venit cu câte ceva. Și mai ales că de la Nehoiașul a început să zburde pe toate crestele munților, calea aia ferată îngustă, făcută de un privat. Și din pătrălajele au făcut parte două somități din Marea Adunare Națională. Doctorul Sandu Costin, care era directorul Direcției Sanitare, Raionului Cislău, și profesorul Dumitrescu, care era directorul liceului Nicolae Bălcescu din Pătărlace. Deci aceștia au fost membri ai Marea Adunare Națională. Nu e chiar cum se spune, că s-a aplaudat, se făcea, nu. După inundațiile alea care au fost de 69-70 și a ras calea ferată aia îngustă și pasta mare au bârligat-o nițel. Pentru că am venit că la Păltineni calea ferată era ca un ar de ceas de la mare, așa. A pus problema acestei căi ferate. A extinderii. Și a zis, domnule, zice, asta a fost făcută de o societate privată. O societate privată care de-abia prin 39, parcă, s-a numit Foresta și care au bombardat-o nemții la milimetru. Și a fost întreruptă o perioadă activitatea în societatea asta Foresta până prin 41-42, după aia și-a dat drumul în sfârșit. Deci istoria este mai lungă, dar se întrerupe la Haisa. Acolo se întrerupe orice. Și a pus problema asta în Marea Adunare Națională. Toată lumea se aștepta la o reacție ciudată a lui Ceaușescu, chiar, dar nu. Ce da, domnule? Da, voi care sunteți din partea aia de acolo, care ați coborât din munții aia, v-ați gândit la vreo variantă? Deci o întrebare care acum nu se pune. Acum vomiștii, cum le zic eu, vom face, vom drege, vom suci-o, vom învârti-o, ne învârtim și tot acolo nimerim. Știi, vorba lui Bancu ăla cu bulă și cu bunică. Și ce dați-ne voie să ne consultăm. Și a zis, domnule, avem rambleu care a mai rămas. Da, există. Deci ăsta a fost ridicat un pic. Dacă îl mai umblăm la el și dacă îl mai lățim, facem șosele forestiere. Drumul forestier. Ceaușescu a pus întrebarea asta. Da, da, v-ați gândit că atunci o să fie alte cheltuieli. Calea ferată sau trenulețul ăla mergea singur, avea pădurea lângă el, acolo, îi băgați lemne în cazan acolo, de acolo, după fiecare loc. Aici ce facem? Că vor interveni hidrocarburile. Vă vor deranja urșii, vă vor deranja lupii, vă vor deranja animalele, vor deranja mai multe chestiuni acolo. Inclusiv aerul pe care respiră oamenii de acolo. V-ați gândit la chestiunea asta? Și atunci doctorul Sandu zice, atunci ce faceți calea ferată? Nu pot să o fac, fac ce ați zis voi. Că voi reprezentați zona de acolo.
Și din momentul acela, pe rambleul ăla de cale ferată îngustă, CFF, cale ferată forestieră înseamnă CFF, au început să apară trailere, tafuri, fel de fel de mașinării, fel de fel, care consumau într-adevăr hidrocarburi. Și treaba asta a durat cu mare amplificare după 90, deci s-a amplificat, dar nu se poate. S-au cocoțat trailerele astea și pe unde crești și pe unde nu crezi. Mă uitam la locul unde a avut doamna Neaga, Buda Crăciunești, a fost și comuna aparte, unde a avut cetatea. Bineînțeles că acolo nu a mai rămas nici urma aia de cărămidă roșie, deci au luat tot. Și se poate ajunge foarte greu datorită faptului că fâneața aia, care era extraordinar de bine pusă la punct, pentru că exista atunci întreprinderea de pajiști, care avea ca sarcină treaba asta, n-a mai fost cosită și s-a uscat de la an de la an și de-abia răzbați ca să ajungă, piciorul să ajunge acolo. Și mă uitam, nene, cum m-am cocoțat, și m-am cocoțat de vreo două ori și mai ales iarna, am văzut cum se cocoață trailerele alea cu lemne. Bă, nene, și atâta de mare e nesimțirea, ca să zic așa. Pe un copac de ăla am fotografiat. E un fel de triunghi de la acolo și de care accesul interzis. Păi, bă, frate, cum e accesul interzis? Că e drum forestier, e drum pe care au mers aia de la 1580-90. Cum interziști un drum de la care, vorba aia, l-au străbătut Mihnea, l-a străbătut Petru Cercel, poftim, între cele două domnii ale lui Mihnea. Mihai Viteazu, poftim, ca să dăm mai departe. Și tu scris acces interzis. Bun. Nu ții cont de triunghiul ăla. Te faci că nu-l vezi. Nu știi să citești. Și poate citești și accesul permis. Da. Puțin mai încolo începe dezastru. Dar ce dezastru, nene, nu așa de... Și le vezi depozitate, stive peste stive, deasupra alte stive, pitite. Exact cum au tăiat pe Valea Buzăului, cum au tăiat și au lăsat un fel de lizieră la șoseaua națională. Și de ce să... Că în viteza aia mașinii poți să ai și 40, și 50, și 60 la oră. Nu bați cu privirea dincolo de copaci. Dar dincolo iar e panoram. Ce e mai grav am văzut eu și ce am văzut că e destul de grav, și nimeni nu s-a sesizat, absolut nimeni, de la Măgura, de sus de acolo, de unde am zis eu că a fost funicularul ăla, da, sau de la statuia lui Mihai Viteazu. Se face drumul spre Mănăstirea Ciolan. De fapt, drumul este bătut și foarte bătut și parabătut până la Spitalul Nifon. Acel spital care a fost într-o perioadă și școală, pentru că elevii de la Măgura, de la Ojasca, mergeau pe jos până acolo, la școală. Dar, de fapt, a fost spital de boli pulmonare. Datorită aerului care era acolo, datorită aerului pur, deci bolnavii de tuberculoză erau acolo internați. Așa se explică și locația. Da. Și așa se explică biserica dinăuntru. Pentru că mureau. E, normal că odată cu venirea mai știu eu cui, au zis că, domnule, acolo e loc de odihnă. Și dacă vrei să scapi de cineva apropiat, îl internai acolo și îl mai luai, eu știu, în patru scânduri. După un an, doi. Și ce se întâmplă cu șoseaua aia? Într-adevăr, îmbârligată. Dar a jucat pe care merge acum. Să oprească mașina, să o lase pe dreapta undeva și să încerce pe partea dreaptă să coboare sau pe partea stângă. Dar să fie foarte atent că e posibil să-și rupă gâtul.
Pentru că tot așa este o lizieră și după aceea acolo s-a tăiat iar tot. Dar nu-i problema asta că s-a tăiat. Problema e alta, că șoseaua este ridicată, e asfaltată, e consolidată ca vai de mama ei. Nimeni nu s-a gândit când plouă, când ninge, apa aia din zăpadă, apa aia din ploaie, trebuie să ducă undeva, că apa se infiltrează, orice ai face tu, e pătrunde până unde nu te aștepți. Și aia pe unde? Ajunge pe la rambleul ăla de șosea. Și se lipește de ea acolo. Și el apa sapă, se duce, coboară. E foarte greu să mai faci la loc. Cât ai plantat tu acum, cât ai vrea să acoperi tu cum ar veni niște găuri de alea negre, nu merge, pentru că un copac se dezvoltă în 70-80 de ani. Și elimină vreo 20 de tone de oxigen în an și halește la dioxid de carbon o grămadă. Bine, toate sunt făcute de așa natură, fără niciun fel de... Nu vorbim de inspecția muncii sau mai știu ce, vorbim fără niciun fel de cap. Și asta cui? Datorită cui? Și tu mă întrebi de ce nu m-am făcut nu știu ce. Și acum urai razna, nebunai, te opreai la nifon la poartă, te dai cu capul până te băga înăuntru și spuneai, nene, nu mai ești de aici. Aici e problema. E, în ciuda tuturor lucrurilor despre care ați vorbit până acum, dumneavoastră îmi spuneați mai devreme că ați investi în turism pe Valea Buzăului. Corect. De-a lungul timpului, pe Valea Buzăului, cum s-a reparat podul de la Vadu Pașii la fiecare alegeri, așa s-a întâmplat și cu Valea Buzăului. Am avut pe Valea Buzăului și pârtie de schi, am avut pe Valea Buzăului și nu știu ce complexe turistice și așa mai departe. Real, dumneavoastră, în ce considerați că ar fi o afacere să se investească pe Valea Buzăului? Cu liniuță, ce ar putea să se facă și oamenii români sau străini să fie atrași către Valea Buzăului? În primul rând, ca să fie atras de un lucru, trebuie să ți-l arate cineva. Să te uiți la televizor, să vezi că, băi frate, seara asta cine apare? X, Y, Z. Mă uit numai la Z, la ăștia X, Y, nu mă uit, că n-am la ce să mă uit. Și atunci, ca să vezi cam ce-i pe acolo, prima dată și prima dată s-ar face o barieră. O barieră care se ridică contra unui leu. O barieră care ți-ar pune ceva la țeava de eșapament. O barieră care te-ar întreba pe tine, camionul, unde te duci. Nu vorbesc de trailere, de alte chestii. Și bariera aia te-ar lăsa să treci. După barieră... Unde ar trebui așezată această barieră? Să zicem la intrare. Eu am zis că poarta de intrare pe Valea Buzău este Măgura. Și senatorii Măgurii, deci, care au mai rămas acolo, oamenii ăștia în vârstă, ăștia sunt senatori adevărați. Ăștia încă mai vorbesc. Și ulițele alea care se duc pe stânga sus când te duci de la Buzău, tare multă istorie vorbește. Și mai ales că are calea ferată lipită de apa Buzăului. Și e un sat care ar trebui dezvoltat exact cum era dezvoltat înainte de 89. Și n-avea mare lucru, avea o fabrică de var, nu știu ce mai avea pe acolo, dar numai când spuneai Măgura Buzăului, și de acolo ar trebui pusă bariera și dincolo ar început vânzarea de turism. Până unde mergi? Păi vreau să mă duc până la Ciuta, la intrare în Ciuta sau la ieșire din Ciuta? La intrare îmi dai atât. Dacă mai vrei să treci până Ciuta, mai îmi dai atât. Pentru că și arăți ce știi să faci. Ai plantat toate chestiile alea care se fac din piatră. Ai plantat ce se poate face din un fus. Încă și acum cu fusul se pot face multe lucruri din lână și mai știu ce. Nu știu dacă ai observat, au apărut acolo până în statuia lui Mihai Viteazul niște, eu știu, căsuțe. Cu fel de fel. Deci numai artizanat al Văiei Buzăului nu e ăla. Orice vrei tu și de la moți și de la strămoți și de la... Nu. Și ai dezvoltat în primul rând foarte mult chestia asta privată.
Domnule, ce știi să fac? Fac cărucioare de alea mici din lemn, uite așa cu roți, cu nu știu ce, fă. Tu ce știi să fac? Vreau să fac o cobiliță, fă-o. Duce. Și fiecare ar face câte ceva. Și toată lumea ar vinde. Și dacă ar fi să ne referim la unitățile de cazare și la servirea mesei? Nu vorbim de servirea mesei. Că dacă nici pe Valea Buzău nu se mănâncă ca lumea, bineînțeles, vorbim de până acum 15-20 de ani. De 15-20 de ani a intrat și pe Berca și pe Prășcoi fel de fel de alte animale. Deci dacă nici de pe acolo n-ai ce să mănânci, înseamnă că te duci și te predai. Nu există. Că încă muntenii mai țin niște păsări, mai țin un porc, poasă, vine legea peștelui, legea legilor, nu știu câți, tot va crește porcul. Viței, toate chestiile astea încă există la cei care au mai rămas, dar poți să dezvolți microferme. Le dezvolți, ai unde? Ai încă pășunile satului, ale comunei, ale sfatului popular. Și poți să dezvolți multe. De exemplu, într-un an mă uitam lângă mănăstirea Ciolanu. Cum te duci dinspre Băguracu, dincolo de mănăstire, e un gard, și acolo urmează livezile mănăstirii Ciolanu. Dom'le, mă uitam, niște livezi impunătoare de pruni. Că cum intri în mănăstire, în partea dată e cramă. În partea e cramă acolo, care altă dată era cu de toate. Și mă uitam la livezile alea, se rupeau crengile de prune. Fructăraie, nene. Era o imensitate. Și stai și mă gândeam, mă, cine mai e înăuntru mănăstirii? De ce le vor? De ce nu le dau la alții care nu au? Pentru că este o chestie de cult, o chestie religioasă. E o mănăstire. Dă-le mă la ala care nu are. Nu. Cădeau și se rupeau. Bineînțeles, dacă ei iau chirie pe bolovanii, îți dai seama cam ce se întâmplă. Deci, bolovanii care sunt la tabăra de sculptură, că sunt pe proprietatea arhiei, deci asta percepe chirie. Dacă nu știai, ce-o spun eu? Nu știu. Și atunci, ce mai vrem? Deci, fă-o tu invers, dacă vrei să investești. Bineînțeles, cu acordul autorităților. Dacă îl vei avea vreodată. Și se pot face multe. Și dacă vorbim de mâncare, mâncarea pe Valea Buzăului, nenea, nu există altă mâncare în altă parte. Indiferent că îți dă la mămăliga aia făcută în tuci afară, cu ceapa aia așa și cu mămăliga aia cu coajă, cu coajă de aia așa, și cu ceapa aia care e de-a lui din grădină. Nu mai vorbim de carne la mântură. Și cu usturoi la mărunt, nu de asta o căpățână de usturoi cât o căpățână de copil. Nu, tată, nu, usturoi ăla care era acolo. Roșiile alea care sunt mărunte, mai gheboase, mai amărâte, mai... Alea erau roșii. Vorbim de măcuri, acum vreo 2-3 ani, îmi zic, m-a oprit o colegă și bine mă să-ți dau și ție niște roșii. Mi-a dat roșii. Parcă la buzonul roșii. Tot e mai de aici. Abar n-ai tu. Și mi-a dat vreo 10 roșii. Vreau să spun că mi-a fost jenă când a trecut următoarea dată să nu... Adică mi-a fost jenă să mă duc să-i mai cer. Adică așa ceva erau minunății a lumii, erau gustul pământului, gustul ăla, așa. Și aici că aia, mănăștiu roșii de la Buzău. Îți dau eu de aici, da. Și nu numai asta. Du-te toamna când se culege porumbul și rămân ștulețe aia, mărâți, mici, jumate chei, jumate plin, cu lapte de la de, cu porumb de la de lapte și pune-l, bagă-l în jar când faci că ea țuică la... Ce vorbim? Sau bagă dovleacul ăla lângă porumbul ăsta de lapte și mănâncă dovleac din cenușa aia, din jarul ăla de acolo. Eu le spun pe toate astea că le-am trăit. Și slavă Domnului, la 14-15 ani, dacă nu vei o țuică fiartă tu ca copil, nu știai tu ce înseamnă ciocaboca, că toți le sorbea țuica aia de ziceai că ea, bă, trebuia să afli și tu odată despre ce e vorba. Și de asta spun vis-a-vis de mâncarea după Valea Buzăului. Iar cazarea? Cazarea e mult mai simplă.
Pentru că există ceva locații. Cea mai grozavă locație nu e asta de la Mihai Viteazu, la complexul ăla. Cea mai grozavă locație e aia lângă Gârlă, clar, care a cumpărat-o un fel de rudă de unul după la București, așa. Dar nu mai are potențial. Aia e o locație extraordinară. Poți să faci o grămadă de chestii acolo, mai ales că și pe teren plan. Și lângă apa Buzăului. Și are tot ce-i trebuie. Și vis-a-vis mai un teren pe care se mai depozitează lemnele, cine, cum și în ce fel, nu se știe niciodată cât timp staționează acolo. Și acolo se pot face o grămadă de locații. Căști peste căști, deasupra alte căști, dacă vrei. Și zone neapărat de campare. Zone de campare care sunt, slavă Domnului. Și nu e pusă întrebarea cu cazarea. Domnule, stai că am avut o soră pe la Nehoi. Zazuleac, căsătorită cu un rus. Singurul măcelar al comunii. Și avea casa undeva, nu chiar la șoseaua principală. La șoseaua care venea de la gară, care venea de la podul care treceau trenulețele astea mici. Și casa i-a făcut special. Avea un ceardac de la lung și vreo 4-5-6 camere, closet în curte, două closete pe acolo. Avea asta, camera lui cu măcelărie. Făcuse și o sifonărie, el o făcuse, rusul rus, da. Avea și o cesonicărie acolo, așa. Și în fiecare vară, noi care eram nepoți, eu și ca văr, noi n-aveam unde să dormim la ea. N-aveam unde. Dormeam pe terasa aia, pe acolo, pe ceardacul ăla de lemn, ne înfășura acolo. Era plin. Era plin. Și erau plin de unde? De la București, de la Ploiești, de la nu știu unde veneau. Și nu stăteau două zile, trei zile. Stăteau 8 zile, 10 zile, 14 zile. Și unchiul Fărnel se ocupa cu salam, cu babi, cu tot ce făcea el acolo și meserie mare, era chemat de toți primii secretari să facă salam de Sibiu, dai seama. Și erau nebuniți, nene, erau nebuniți, stăteau toată ziua cu degetele în gură la toate alea și tante Fimica, sora lui tata, făcea cele mai bune prăjituri, așa zicea ea. Și zice, mâncați că ziceți făcute de mine. Așa, orice îți dădea, mâncați că-s făcute de mine. Asta era. Dar nu numai tante Fimica avea casa plină. Era și în spate, erau două surori, mi-aduc aminte și acum, casa plină, era și dincolo, casa plină, toată lumea avea cășile pline de oameni. Și atunci, sunt multe, s-au făcut vile peste vile, aiurea, plezneală, în pădure, sub pădure, nu, tată, tot casa aia tradițională prinde la așa ceva. Atunci stai și gândești că toate astea s-ar aduna. S-ar aduna și cazarea, s-ar aduna și mâncarea, nu mai vorbim de alte chestiuni care îți dai seama ce înseamnă să stai 7-8 zile undeva, dau un exemplu, aiurea, știu, la Viperești sau în altă parte, poftim, la Mărunțișul și se cobori și te duci și să stai toată ziua cu undița pe gârlă. Te plictisești, o dai la o parte, te bagi în gârlă, te faci o baie, ieși, mai stai pe plajă, iar te mai dai. Vă dați seama cam ce înseamnă asta pentru organism. E, nu este o chestie nostalgică. Nu. E un lucru care se poate întâmpla așa. Lucrurile astea le-am văzut și în alte țări. Și le-am văzut, bine mersi, și am văzut și alte condiții mult mai triste și mai ciudate și mai... și stau și mă gândesc și acum cam ce-i pe aici și ce o să fie. Dar se practică treaba asta. Și se practică. Pleacă mulți de capul lor în fel de fel de țări. Mă uitam chiar și în Sri Lanka, lângă... Eu nu îmi închipuiam că un tren care pleacă din Colombo, cine știe unde pleacă, poate să arate în felul ăsta. Și m-am uitat foarte atent la trenul ăla, l-am și fotografiat și mi-am adus aminte de trenul Buzău-Nehoia și era aceeași chestie. Și atunci... ce să cred eu, că ea din Sri Lanka, dacă au trenul ăla cocoțat cu lume pe el, ăia se duceau să plimbe cu trenul? Nu. Aia plecau sau veneau de la muncă, cum făcea Nehoiașul.
Dacă aveai o relație, ocupai și tu un loc într-un compartiment. Dacă nu, stăteai în picioare, că asta era situația, că majoritatea stăteau în picioare, că erau full 14-15 vagoane, nu erau suficiente. Și atunci a zis, băi, nene, ăia au de lucru. Și mă uitam în hotel și la un dat, a doua zi, am observat aceeași barjă, chestii care arunca nisip. Bă, de când am venit eu, aruncă nisip. Când am plecat, arunca nisip. De ce ei lucrau, munceau și măreau plaja. Dar nu ca să facă blocuri pe ea, cum se vor face la mama aia, nu. Să te duc, să ducă ăla acolo. Deci tot ceea ce făceau și ce munceau, munceau pentru cei care veneau la ei. Și nu mai vorbesc de lucrurile de artizanat, pentru că lucrurile de artizanat vor bate tot la un moment dat. Va bate piața de prostii, de tobe, de ciuperci, de rahaturi de alea care ți le dă și, nu știu, de butoiașe de alea care nu sunt funcționabile, deci de păcăleli de astea. Deci artizanatul va bate. Dar artizanatul local, nene, adică, domnule, bun, cum am început acum la colț o chestie cu oale, cu treburi, cu suge. Bun, le faci pe drum. Ce trebuie? Pământul, apa și mașină. Și multe chestii de astea care le putem discuta oricând. Dar, de ce a fost lăsată Valea Buzăului? Nu numai Valea Buzăului a fost lăsată. Și Valea Buzăului încă s-a menținut datorită, nu unora, ca unora care au țipat. Aduc aminte la Gura Teghi, aveam un coleg, m-am dus la el, știam că moare. Și zice, dorurile stau pe terasa asta aici afară, la intrare în Gura Teghi. Și zic, de ce mă coiță, că așa ziceam noi. Și mă uit la pădurea aia, mă, nu pot să merg, pe mine mă aduce cineva și mă așează aici. Dar mă uit la ea, mă, când o-i vedea că intră unul în ea, să taie o singură creangă, mă dau de-a berbeleacul, de-a dura, mă dau, trec gârla, văd eu cum o face și mă duc și mor cu el de gât. Și mă uitam la el, cum ținea ochii deschiși pe a murit, Dumnezeu să-l ierte, pădurea nu mai e. Deci nu-i vorba de asta. Treaba e că, deci de-aia spun vis-a-vis de ce a fost dragostea față de tot ținutul ăsta. Și sunt oameni, și uite, mă uit la Nehoi, oameni care luptă să țină tradiția. Fostul directorul școlii de la Ciuta, Ticu Toader, prieten bun de-al meu, e mai moș ca mine, așa. Și îi mai zic eu așa câte ceva. Bă, ne face cu copiii o grămadă de chestii pe acolo. Bine, îl mai ajută și o doamnă care e directoarea bibliotecii, cred că și factorii de răspundere comunii sunt pe acolo. Ne, dar ar putea să stea dracul liniștit acolo într-un pat, să stea să, eu știu, să fumez, să uit la... Nu, domne, se implică. Pentru că dacă el a fost la Ciuta, director de școală și el a văzut pietrarea ce a făcut pe acolo, familia Radu și mai știu care era, cum să nu... Mă uit la altul care e din Lăjet, care și acum cântă. Și a cântat fel de fel de formații. A rămas boala mei. Dar o boală de aia care... Nu că e netratabilă. Aia ar trebui să o aibă mulți. Înțelegi? Adică să-ți iubești în primul în locul acolo. Și fac ce fac și mă duc la bunica mea. Înțelegi? Să vorbești cum ți-e vorbul, mamaie, și să te porți cum ți-e portul. Și asta este. Și multe exemple, dacă ne ducem în urmă la bătrâni, la bunici, la părinți care au fost. Bă, frate, cum au fost ei, cu câte carte au avut, cum n-au avut ei, ce au avut pe acolo, niciun sfat de-al lor n-a fost dat degeaba. Niciun sfat de-al lor. Și vorba lui bunica mea, și eu i-am spus, nu tactul mare să nu mai treacă cu nenorocitul ăla cu Duntrea. Că ăla avea o privire de viclean, avea așa, și era un om însemnat, și atenție, omul însemnat are ceva rău pe el. Până într-o zi, când l-a băgat la sub luntre și a luat banii. A dat toate pământurile alea la Pânătău. Și bunica mea mereu l-a invitat pe luntraș la ea. L-a invitat mereu, că luntrașul mai plăcea să bea. Și a băut într-o seară mai mult și bunica mea l-a pus pe unul să-l conducă. Da. Și l-a găsit acolo cu fața în apă.
Într-o jumătate de palmă de apă înnecat. Deci fața, da. Deci nu sunt lucruri de-astea bătrânești care... Și așa că Baltagul al lui Sadoveanu a fost... Au zis ăștia că a fost roman polițist. Nu prea. Acolo era, într-adevăr, erau întâmplări polițiste și întâmplări grele. Întâmplări de... Toată lumea știa de celălalt, chiar dacă nimeni nu știa nimic a doua zi. Pentru că așa era. E, cum te-ai duce tu la țară, să zic, la pătrălați, să întrebi, domne, știi ceva de vecina dumitale? Te uiți la el atent, foarte atent. Și m-am trezit într-o zi la poartă. Alo, domnul, ieși afară. M-am uitat, la mine poarta e transparentă. Am văzut acolo vreo 2-3 jandarmi. Simon, uf, parca mașina greșit în fața porții la mine, dar mașina era în curte. Da, domnul. M-am dus frumos. O vecină mai de vis-a-vis îmi făcea semne să-i ușu, să nu dădea din cap. Nu înțelegeam nimic. Îmi spune și mie unde e vecinul dumitale de aici. Zic, domnule, nu e acasă? Nu. Și dumneata ai impresia când pleacă de acasă, îmi spune mie unde să duce? Domnule, te rog frumos să fii politicos. Zic, dar cu ce am greșit? Unde e vecin? Zic, domnule, care e vecin? Că am văzut... Păi, și mi-a zis un nume și a realizat că abar n-aveau ce căuta. Deci vecinul ăla vânduse casa de vreo 2-3 ani de zile altui vecin. Și m-am uitat la ei și l-am întrebat, mă, băieți, ești tânăr. Tată niciodată nu întreba pe un vecin de celălalt. Câte zile vei mai sta tu în poliție, în jandarmerie, în ce ești? Niciodată să nu întrebi. Pentru că, și ce se întâmplă, dacă mai vine și ăla de vis-a-vis, și ălaltul, și ălaltul, și ălaltul, ei nu întreba. Bate la poartă, îți răspunde cineva bine, nu îți răspunde. Dar cea mai mare greșeală să întrebi. Și du-te la țară să întrebi de vecinul sau de vecina, eu știu. Și cum să întrebi? Chiar dacă vezi să zici în fundul grădinii și vezi că peste calea ferată vine nu știu care, așa, nu ai nicio treabă. Pentru că asta este conviețuirea. O conviețuire care a datat de mii de ani. Și toți s-au descurcat extraordinar de bine. Niciodată unul n-a dus lipsă de o farfurie de mălai. A trecut... Nici nu l-a întrebat ăla, dar de ce tu n-ai mălai? Poftim vecină, nu se pune problema. Nu mai vorbesc de băutură, că aia circula din fustă în fustă, din pantalon în pantalon, era clar ce să mai... Să știți, domnul Brătulescu, că multe dintre lucrurile pe care dumneavoastră le-ați menționat în această după-amiază au făcut parte și din copilăria mea și ăsta este unul dintre motivele pentru care sunt foarte bucuroasă că am putut să mă bucur de ele. Eu sper ca din toate lucrurile pe care dumneavoastră le-a spus, ca potențiale investiții, măcar unul, două să se realizeze pe Valea Buzăului, astfel încât să se dezvolte exact în direcția în care ne dorim. Eu vă mulțumesc tare mult pentru faptul că aș mai vrea totuși să adaug o singură chestie. Dom'le, trebuie într-adevăr făcut ceva, dacă mai avea cine. Că nu vezi că noi suntem așa de prietenoși. N-ai văzut, prin 40 am plecat de gât cu nemții, ne-am întors la braț cu rușii, deci nu... mai am avut și curaj să declarăm război americanilor, știi, Statelor Unite, deci nu e... Așa că noi... Doamne, să nu se întâmple o chestiune de-asta de extravaganță. Deci o vale care este sălbatică trebuie păstrată. Sălbăticia trebuie păstrată cumva. Uite ce se întâmplă pe Valea Prahovei, dacă s-a dat voie să facă căști peste căști și deasupra alte căști, când mașinile merg bară la bară, de ce să ducă ăla să-și vadă casa acolo, vila ce mai aibă, dacă cumva a dat apa pe afară, dacă nu știu cine i-a furat iarba din curte, ghiocei sau mai știu ce. Nu, lasă-o nene așa și lasă-i pe aia care trăiesc pe Valea aia acolo. Întreține-i tu, dacă poți. Dar atunci când o lași la liberă alegere, să-și facă fiecare după ureche cum vrea, cu geamul fumurii vilă în mijlocul pădurii, înseamnă că ne duce în laibă. Și de-aia spun, au fost două legi care au fost foarte respectate
înainte de 89, legea 58 a sistematizării din 1974 și legea 59 a fondului funciar. Legile astea au vorbit mult. Acum nu mai vorbesc, vorbesc alții. Mulțumesc tare mult, domnule Brătulescu. Abia aștept să ne revedem săptămâna viitoare să mai povestim oamenilor din minunile județului nostru. Mulțumesc tare mult. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și multă sănătate vă doresc și să duminele, bună seara. Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. În continuare rămâneți în compania colegului meu Adrian Bâscă, după care ne revedem la jurnalul Campus TV. La revedere!